se trezi a doua zi spre seară. Dormi lung. Întâlnirea cu vărul său îl istovise. Parizianul, mama și băta încercară zadarnic să-l scoale la masă. Mârâia, dădea din picioare și continua să doarmă. Era a doua zi când se trezi, dar pentru el putea să fie și a treia zi. Nimeni nu-i spuse cât dormise. Se așeză la masă. Deodată, tresăriră toți. De undeva de aproape se auziră bufnitura unei goarne. Suna bărăgan. Bătrâna pe prispă se opri din tors. Cu toate că fusese în tinerețele ei la Paris, tot comiceiuri de țară încă rămăsese. Mama lui Ștefan ieși din tindă cu o expresie care spunea că singura acolo n-avea să înțeleagă ce o să audă. Iar parizianul, cu toate că nimeni nu vorbea, zise, iată ce ți să vedem ce mai spune Bărăgan. Avea un glas care se auzea până la gară acest Bărăgan, de aceea și fusese poreclit astfel. Bă! făcea și acest strigăt gros și spart clocotea prelung peste toate ulițele. Ai fi zis că nu ieșea din pieptul unui om, ci dintr-o hără baie spartă. Până și sunetul goarnei părea modificat, suna gros, și atât de lung și de puternic încât a abia rezista vocii care îi dădea viață și te-ai fi așteptat să o auzi cum plesnește în țândări. În sfârșit, Bărăgan se opri și îi se auzi vocea imensă. Toată lumea să se strângă mâine la primărie, bă! Are notarul și primarul, nu știu ce să vă spună. E o întrunire, bă! Așa îi dădea o ordine totdeauna cei care îl puneau să sune, să spună acolo cuvântul întrunire. Asta atrăgea oamenii. Întrunirile însă încetaseră de câțiva ani, de când regele desfințase partidele și înființase unul al său. Acum căzuse și regele. Ce putea fi? Și percitorul, bă, că ăia care nu și-au plătit foncirea le ia păturile de pe ladă. Asta cu foncirea nu lipsea niciodată din urletele lui Bărăgan. Nu lipsea nici acum după căderea regelui. Semn că exista totuși ceva stabil pe lumea asta. Tot mâine, bă, are să înceapă să treacă părintele provincianu pe la casele oamenilor cu căruțele să dascăt un coș cu porumb pentru zugrăvitul bisericii. Zicea că oamenii, bă, să nu închidă porțile, că e sfânta biserică, bă! Și directorul Toderici zice să dați copiii la școală că vă amendează, bă! Bă! Și la întrunire să vie toată lumea, că vine prefectul și să nu vă pară pe urmă rău că n-ați venit. Bărăgan se opri și o tăcere care piuia în urechi se așternu pe mica prispă a lui Parizianu. Bătrâna își reluă fusul, muiera lui parizianul intră în tindă și își văzut de vatră cu o expresie neschimbată. Nu înțelesese nimic. Ștefan se întinse ca un câine, însoțindu-și datul pe spate, peste marginea parmalâcului cu un căscat fără sfârșit, izbucnind în cele din urmă în râs fără rost. Vroia cumva să spună, că nici istoria cu biserica și cu amenințările lui Toderici nu erau noi și nici sosirea prefectului, care avea adesea acest obicei să vină în sat din când în când și că murea de râs și de plictisală în curtea casei părintești. Ziua trecu și se stinse pe nesimțite. Parizianul, muiera lui și bătrâna dormeau. Când o voce se auzi pe după gardul apropiat de prispă, al micii curți. Ștefan, care dormise mult și stătea treaz, o auzi. Se ridică în capul oaselor, se rădu jos de pe prispă și se îmbrăcă în câteva mișcări. La poartă, ca o momâie, îl aștepta o fată. Parcă îi vorbi întunericul când el ieși și se-i la ea să vadă cine e. Cerul era plin de stele dar noaptea care se lăsase era încă neagră. Ochiul care fusese în timpul zilei orbit de lumina soarelui încă nu se învățase cu întunecimea care se lăsase parcă pe neașteptate. Vezi mă că te așteaptă Ioana, du-te pe la ea. Erau o fată, un reproș și un gând vesel amestecate. Să ai un astfel de noroc să te aștepte o fată și tu să stai ca un prost și să trimeată ea pe cineva să te cheme? Alu parizianu mârâi, uimit și neîncrezător, luat fără veste. Cum? Unde? La ea la poartă, unde-i vrea. Și fata plecă pe lângă gardurile liniștite spre casă sau poate spre altă poartă, unde o aștepta și pe ea cineva, dar nu departe de casa părinților, fiindcă trebuia să fi fost vreo vecină. Ștefan se orni de îndată și plecă și el pe drumul lung al satului. Era liniște mare, sporită de șoaptele care se auzeau de prin curți sau tinzi. Nimeni nu vroia să fie auzit ce îi spune muierii sau copiilor și de aceea vorbeau încet, Uneori nu se auzea decât un fel de murmur și de gâlgâitul câte unui fluierat care clocotea în depărtări, topindu-se parcă într-o suferință fără speranță. Era neliniștea dorinței care știe că e oprită în, în aceste fluierături scoase prin simpla îndoire a limbii între dinți, încât fetele, asemenea celei care fusese trimisă la poarta lui parizianu, puteau merge liniștit în întuneric de la o poartă la alta, cu știri tainice, apărate chiar de ei, flăcăii care le chemau astfel să iasă afară din casele părinților. O vorbeau de urât pe aceea dintre ele care le-ar fi făcut pe plac, se îngrămădeau pe ea la poartă, dar nu se grăbea niciunul să se însoare cu ea. Ștefan nu vroia să se însoare. Dar pusese și el ochii pe una, Ioana Radei, o fată dintre cele care atrag nu prin frumusețea lor, deși ea nu era chiar urâtă, și nici prin ușurătate, deși nu-și ținea nasul pe sus. Nici n-ar fi avut de ce. Era lipsită de apărare. Maică sa era văduvă. Și sărac și cu nasul pe sus, nu se mai uită nimeni la tine. Numele bărbatului acestei muieri și chiar numele ei de Rada era adesea uitat și înlocuit prin cuvântul cărămidă. Într-adevăr, femeia vorbea greu și lat, parcă i-ar fi ieșit din gură nu cuvinte, ci cărămizi. Cofii, copății, făcea ea rar și îndesat și în clipa aceea vorbitul ei semăna și cu statura, care era mică, dar noduroasă. Șchiopăta. Cu mulți ani în urmă, îi intrase în talpa piciorului un cui sau un mărăcine gros, nimeni nu știa, și piciorul i se obrintise. Nu mai avea formă, arăta ca o copită. Nu te doare garadă? O întreba câteodată câte cineva. Mai mă doare, răspundea ea cu vorbele ei grele. Și nu mai adăuga nimic. Și nici cel care o întreba nu mai avea vreun chef să o compătimească, cu toate că femeia nu făcuse niciun rău nimănui. Era atât de săracă încât vara aduna struguri de bozi de prin bălării. Ce făcea ea cu aceste fructe de iarbă neagră și otrăvite? N-avea nici măcar o capră. Avea însă vreo două oi și creștea găini. Da, găinile astea îi ieșeau frumoase, grase și cu pene strălucitoare. Ți era milă să le tai. Se pricepea la ele și la ouăle lor, cum le punea ea la lumină între ușă, cu mișcări parcă ar fi îngenunchiat să le descopere bănuțul. Într-adevăr, ținea oul în mână ca și cum ar fi fost de aur, și când îl dădea găzarului să-și cumpere și ea petrol pentru lampă, gestul lui era reținut, ezitant și expresia prăpădită. Ai fi zis că îi dă ăluia cine știe ce avere și ea cu ce mai rămâne. Trăiau muncind pe la alții, adică fata, fiindcă mamei îi ajungeau trei colaj pe săptămână pe care îi căpăta ca orice muiere, duminica spre ziua de la alte muieri, când se ducea la cimitir să jelească bărbatul și făcea schimb de colaci. A ei erau mici și gloduroși, negri și tari. Se pricepea la găini, dar nu știa să facă pâine. Și când muiera care îi primea îi găsea în cușnița ei acasă, îi recunoștea. Ăștia sunt de la cărămidă. Fata era mai pricepută, dar întâi trebuie să descoperi că un lucru nu e bun și abia pe urmă să-l faci tu altfel. Și cum să poți să-l descoperi? dacă n-are cine să te învețe. Ioana era mică, avea abia 17. Cu o vară în urmă, o zăpăcise un băiat și obtindu-i că vrea să se însoare cu ea și ea îl crezuse. Pe urmă, după ceea ce acela o făcuse atât de timpuriu să nu mai fie fată mare, îl drăcuise. Da, nu cu o bidă prea mare. Se vedea că tot mai ținea la el dar nu mai era atât de proastă încât, dacă el s-ar fi întors, să-l creadă și să se ducă iar cu el în grădină. De atunci, nimeni nu mai văzuse la poartă. Și zadarnic o fluierase unul care zicea că ține la ea și ar fi vrut să o ia. Putea fi adevărat. Ei și? Dacă ținea la ea, de ce nu o căuta la horă, ca pe toate fetele? Băiatul auzi și început să stea lângă ea la horă, dar ea se uita drept înainte. După horă știa ce urma, luatul batistei și fluieratul seara la poartă ca să ieși să-ți o dea. Și ce poți pe urmă să mai faci dacă pune mâna pe tine și începe să te înghesuie în stâlpul porții? Îți pierzi capul, uiți de tine, în timp ce el nu uită și îți ridică fusta. Un surâs bat jocoritor, îi întindea colțul gurii în timp ce el îi ținea mâna și juca alături de ea în horă. Nici măcar nu vorbea prea mult cu el. Știa ea ce sunt vorbele și ele te amețesc. Și pe urmă, între ei, încep să se laude. Să se ducă să facă întâi armata, să-i scrie de acolo, să le spună fraților și surorilor lui să stea cu ochii pe ea, ei să nu-i se simtă urma pe unde trece, să-i răspundă la scrisori, să-i trimeată o flanelă lucrată de mâna ei. Pe urmă după ce se întoarce, dacă și atunci, după doi ani mai ține la ea, atunci poate să-l creadă. Nu când i-o seara la ureche cu glasul fierbinte, ci ziua la prânz, în casa maicăsi, că vrea să o ia de nevastă, că o să -o ia? Ioana avea o prietenă. Una din fetele lui birică cel cu mulți copii și cu fratele lor cel mare Ion, care se însurase cu Polina lui Bălosu. De la această fată învățase Ioana cum să se poarte de aici înainte cu flăcăii. Ținea la ea, fiindcă era curată și deșteaptă, fără să fi pățit nimic, deși îi licăreau și ei ochii, și îi se făceau deosebit de frumoși când băiatul cu care era în vorbă o lua de mână și intra cu ea în horă. Așa e când sunt mulți într-o casă, unii învață de la alții. În timp ce pe ea, pe Ioana, cine să fi învățat-o? Maica sa nu-i spuse nimic. Nu oprise să iasă seara la drum, de frică să nu rămână nemăritată. Fiindcă și asta era adevărat. Multe se țin mândre și stau ele închise în casă, dar și flăcăii parcă încep să aibă ponogul găinilor. Se uită la ele, văd că sunt cuminți, dar le ocolesc. Și într-o zi, surata asta lui Birică îi spuse Fă, tu te-ai uitat la ăsta lui Parizianu, al de Ștefan. La toate horele vine aproape de noi și face ce face și zgriește ochii la tine. De ce nu la tine? Se mirase Ioana. De unde știi că la mine? Păi am vorbit cu el. L-am întrebat într-o zi: Bine, Ștefane, asta am vestul la școală, să te uiți la fete? Ce crezi tu că e o fată, să-ți de ea? N-are importanță, îl aud că zice. Cum n-are importanță? N-are pentru tine. Dar pe ea ai întrebat-o dacă îi place să te chiorești tu la ea. Dar tu ai întrebat-o, zice. Dacă are nevoie de avocat, auzi al naibii. Lasă-l în pace, răspunse Ioana. Se uită și el, e flăcău. Și iată că deodată, la un an după aceste cuvinte, Ioana îi șopti acestei prietene a ei necruțătoare. Surată, am să te rog ceva, dar să nu spui la nimeni. Bine, n-am să spun. Treci seară pe la Ștefana lui Parizianu și spune-i că l aștept la poartă." Bine, dar dacă află Vasile, ce te faci? Nu-ți mai place Vasile?" Ăsta era băiatul răbdător care aștepta să-și facă armata și apoi să se însoare cu ea. Ba-mi place," îi răspunse Ioana. Dar dacă tu nu o să spui nimănui nimic, n-are cum să afle." Eu n-o să spun, dar treaba ta?" chemat la poartă de către această fata lui Birică, alu parizianu nu era mai puțin uimit decât ea. Pe drum se întâlni cu grupuri de băieți care se băgau în el să vadă cine e. A, da, alu parizianu și treceau mai departe. N-aveau nimic cu el. Nu auziseră până acum că se ducea pe furiș la vreo fată care nu era a lui. Toată lumea îi zicea alu parizianu cam în râs și la școala primară fusese înscris în registru parizianul Ștefan. Abia la liceu secretarul de acolo se înfuriase. Cum parizianul când pe tine te cheamă Paul sau nu-ți place? Crezi că parizianul e mai breaz? Ăsta e numele bunicătii după numele lui Tactu, din râca, fiindcă n-a fost căsătorită. Ștefan însă, căruia nu-i displăcea porecla, tot nu se împăcase cu numele de Paul, și nu se știe cum făcuse ce făcuse, că fusese înscris în catalog cu numele de Paulescu. Crezuse că o să-i meargă, dar secretarul îl urmărise până în pânzele albe și în cele din urmă Ștefan trebuise să accepte numele său adevărat. În realitate însă, și nu în registre, pe bunică sa, sora primei neveste a lui Moromete, o chema Pilea după porecla tatălui, ale lupilea, li se spunea în râca, Paul fiind un nume cu totul șters. Ioana nu era la poartă, dar a un dată ce el se opri pe podișcă. Bună seara, Ștefane, sau n-ai gură? zise ea de lângă stâlp, văzând că el tace. Alu parizianu nu răspunse, dar se apropie de ea până nu se mai văzu că erau doi. Urmă o tăcere pe care... Tot i-au rupse. Am auzit că pleci. Și se miră cu o voce șoptită și bat jocoritoare. Ei, cum? Pleci și nu-mi spui și mie? Aștept să trimit eu pe cineva să te cheme. Cum să n-aștept? Îi șopti Ștefan. Să spună pe urmă prietena ta că... De mai mult de un an de zile vin la horă să vorbesc cu tine și tu te faci că nu mă vezi. De când te-ai făcut mare ai uitat. Te faci că ai uitat. Drept răspuns, fata se feri din fața lui și sări șanțul cu o mișcare iute și liniștită, încât ai fi zis că și-a ridicat și și-a lăsat brusc niște aripi invizibile. O lop pe drum înainte, fără să se uite în Și Ștefan, după o șovăială, se urni din loc și porni în urma ei. Merseră astfel multă vreme. Ce?" zise fata, întorcând la un moment dat capul. N-ai mâncat în seara asta? de abia te miști." Nu, de ce?" murmură alu parizianul. Păi mergi lângă mine. Ce mergi în urma mea?" zise fata. Unde îl ducea?" După un timp, ea cotii pe cealaltă parte a drumului și se opri în dreptul unei porți. Dar nu era o poartă de casă, ci de loc, fără nimic pe el, lat de vreo zece pași și lung de se pierdea undeva în a satului. Fata desfăcu un las din spate, ridică poarta și trecu dincolo. Ștefan o urmă. Locul era plin de trifoi și pe margine avea salcâmii înalți. Era al ei, rămas de la taicăsu, singura avere pe care i-o lăsase. De asta dată fata o luă înainte fără să-l mai îndemne, fiindcă nu mai ea știa acum unde îl ducea. Merseră aproape tot locul la vale, până ce prin apropiere nu se mai văzu niciun fel de casă sau curtea cuiva. Nu mai era decât puțin până la gâldăul care se ghicea în fundul acestei mici grădini, unde un dud mare cu corona bogată împiedica parcă locul să nu se verse în râu. Ioana se opri zitând. Unde să stea? Se așeză odată jos și își trase fusta. Ștefan se lăsă și el în genunchi și din aceeași mișcare se întinse cu fața în iarbă, cu capul aproape de ea. Își rezemă fața de brațe și rămase astfel clipe nesfârșite. să se așternu. Fata își ținea genunchii cu mâinile. Minutele care urmară nu fură stingherite de niciunul. Tăcerea curgea liniștită peste capetele lor în noaptea mereu neagră, ca și când s-ar fi întâlnit amândoi acolo, anume ca să nu spună nimic prin cuvinte. În înaltul salcâmilor băteau țânțarii și încă ceva nedefinit ființe misterioase care trăgeau de liniștea nopții ca de o pradă, care în zori avea să piară și trebuia devorată înainte ca răsăritul să le o smulgă din stăpânirea lor. În depărtare, într-un necontenit orăcăit, de parcă ar fi înghițit neîncetat apa care gâlgâia, se auzeau broaștele, deși apa era și alături. Fata nu schimbă cu un deget locul, și stătea atât de firesc și de îndelung nemișcată, încât ai fi zis că e o statuie, care prin miracol era vie, dar nu putea să arate asta decât prin voce. Ori voce nu avea. Începuse să se audă însă cât era de vie. Respira ușor, rar și regulat și această respirație început să crească pe nesimțite dar nu se mai știa. Era a lui sau a ei? Flăcăul făcu deodată o mișcare nu atât bruscă, cât imperioasă. Îi ridică fusta și o trase peste genunchi. Liniștită, cu o mișcare la fel de hotărâtă ca și a lui, fata și-o întinsă la loc, fără să-și fi modificat șederea ei ciudată. El însă o apucă de umeri. I se supuse, încetinând doar brutalitatea gestului lui printr-o împotrivire. Nu ceda total impulsului care îl împingea pe el să o culce pe spate. Se lăsă și atunci el îi ridică iar fusta, iar ea nu se mai împotrivi. În întunericul grădinii, trupul ei cu fața în sus, avea lucirea pânzei de prin poieni, pe care el îl acoperi cu o mișcare violentă. Ai fi zis că vrea să o omoare. Pieriră parcă împreună în somnul ierburilor și al salcămilor neclintiți. Nu se auzi nicio șoaptă, niciun murmur. Tăcerea dintre ei doi început să se consume într-o încordare știută numai de pământul pe care spinarea fetei îl făcea să ardă și de ierburile strivite, care se încălziseră și ele și îi învăluiau cu mirosul lor puternic de sevă bogată zâșnită din tijele fragede. Curând zbaterea ierbii se potoli și fata se ridică în capul oaselor și începu să-și dragă părul în dezordine. Avea un bariș, se îmbrobădi cu el legându-l la ceafă. În felul acesta îi se dezvelea obrazul și îi se vedeau bine ochii strălucind în întuneric. Între timp, noaptea se mai limpezise și cerul plin de stele începuse să alunge întunericul gros de seară, care acoperise curând după apusul soarelui pământul, se vedea bine oriunde te-ai fi uitat mult timp ținu îmbroboditul și dezbroboditul fetei. Alu Parizianu părea să-și fi pierdut graiul. Își pusese capul în poala ei și nu zicea nici el nimic, ca și când mișcările ei liniștite și parcă rituale nu trebuiau turburate. Deodată ea chicotii și pe acolo, pe la școală, tu ai învățat să săruși, Ștefane? nu era un reproș, ci o curiozitate în chicotitul ei. Sau poate își dădea și ea seama că atât de mult se doriseră din clipa când el sosise la poarta ei, că uitaseră amândoi de asta. Cum să nu? zise Ștefan. Ea aștepta cu un surâs în colțul gurii, care însă pieri sub sărutul lui, ca și luminile ironice din noi peste care se lăsară ploapele. Și ce o să faci tu acum, Ștefane, că nu te mai dă tacto la școală? Zise ea, făcându-se că parcă n-a băgat de seamă că a fost sărutată și că s-ar fi putut ca lui să nu iardă în clipa aceea de altceva. Mă duc la București, răspunse el. Asta știu. Nu eram noi doi acum aici, adăugă ea, dacă n-aș fi știut că pleci la București. Așa, murmură el, și eu care țineam la tine de când erai mică. Nu mai spune, cât de mare ești acum, chicotia din nou. Mai bine zi că eu am ținut la tine. De câte ori treceam pe drum spre biserică, te vedeam. Într-o zi, a ieșit pe prispă cu pâinea în mână. El început să râdă. Ha, cu pâinea în mână, mare brânză. Mare, exclamă ea cu un glas scurt, acoperind un gând. Ce anume? Poate vrusese să spună că ea îl văzuse, în timp ce el nu știa, nu o văzuse pe ea. Aveai o carte în mână și te-ai dus sub salcâm și te-ai întins cu spatele în sus. Într-o mână ținei cartea și în alta pâinea. Tocmai o scosese mai câta din cest. Nu rupe mă, zice, că se încruzește. Am auzit-o din tindă. Dar tu ai și pe urmă cu colcovanul în mână. Și tu unde te duceai? Zisea lui Parizianu, cu un glas intrigat de această amintire a ei, care părea într-adevăr îndepărtată. Câți ani Cât Câți aveai și tu, răspunse ea ferindu-se, ca și când n-ar fi vrut să dezvăluie un secret atât de nepătruns al vieții ei. Și dacă eu aș fi plecat la București fără să afli tu, niciodată nu mi-ai fi spus că ținei la mine, zicea lui parizianul. De ce? se miră ea. Crezi că lumea e așa mare? Ai fi aflat tu. Îi dăduse capul la o parte și își reluase felul ei de asta Schimbând însă poziția, ținea picioarele retrase într-o parte, în timp ce corpul îi se sprijinea într-o mână, a plecat în cealaltă parte, dar la fel de nestingerit, fără alte mișcări. Cuvintele îi ieșeau din gură la fel de firesc, ai fi zis de nesimțit cum îi era trupul îndoit spre flăcău. Așa este, zis lui parizianul, dar dacă eu te-aș fi uitat, cu atât mai bine zise ea. Adică nu că ar fi fost bine, dar aș fi aflat și eu că m-ai uitat și te-aș fi uitat și eu. Adică de uitat nu te-aș fi uitat, de ce să -mi mint? Da, mi-aș fi luat gândul de la tine. Și așa o să mi iau, că tot pleci. Adăugă ea deodată cu resemnare parcă veselă. Mai ții minte cum ne-am jucat noi în toamna aia? Ea nu răspunse. Și atunci, el continuă să-i reamintească. Eram în grădina lui Mărina lui Matei și alergam după voi printre glugile de coceni să vă găsesc, să vă ating cu coceanul de floricică. Nu știu de ce, te căutam pe tine și parcă tu ai fi știut. Ai ieșit de unde te pitisești, te-ai uitat la mine și ai luat-o la fugă spre fânarul lui Neamatei. M-am luat după tine și am intrat amândoi în fânar am aruncat bățul. Am început să vin spre tine și tu te-ai dat în dără dinaintea mea până ai ajuns cu spinarea de perete. M-am apropiat de tine, ți-am ridicat fusta să fi avut nouă sau zece ani. Ce mai îmbătea inima, mărturisia deodată. Ai zice că ce știam noi atunci? Uite că știam. Știam, zise el, dar nu puteam. N-ai să mă crezi. Acum parcă visesc că se poate face pe lumea asta ceea ce îți luase și gândul pentru totdeauna că se poate. Ceva care nu trăiește decât în visurile noastre. Până mai acum un an, tot mai credeam că într-o zi o să ne întâlnim noi iar ca în fânarul lui Neamatei. Și pe urmă când am văzut că parcă nici nu mă cunoști, la horă când mă uitam la tine, îmi spuneam Ea nu mai știe. E fată mare. A uitat un lucru petrecut într-o joacă de copii. Cum să uiți, Stefane? zise ea. Ai dreptate, uitasem. Dar când ai început tu să te uiți la mine, așa, ca flăcău, nu ca un copil, mi-am adus aminte de tot. Dacă te-ai fi grăbit, aș fi vrut să. n-aș fi vrut să. iată, cu, bâlbându-se dar el înțelese. Ar fi vrut să se întâmple prima oară cu el și n-ar fi vrut să se fi petrecut cu altul. Nu-și mai spuseră nimic multă vreme. În acea clipă satul sări parcă în sus de țipete de cocoși. Unele erau treze și rele, prevestitoare de cine știe ce întâmplări care pândeau casele oamenilor, altele adormite, prelungiri ale somnului tuturor, a căror răgușeală ai fi zis că venea astfel din adâncurile viselor. Ștefane, șoptia speriată, agățându-se de umărul lui, uite unul care se uită la noi. Unde-l vezi tu? Uite-l colo. Nu e nimeni. O linști el. E un brusture. Tu te, -și te uită. Când el se întoarse, ea nu mai era acolo. Coborâse spre râu, al lui se așeză jos și se întinse cu ochii spre cer. Era în puterea nopții. Carul mare se mișcase, dar găina nu se vedea. Fata se întoarse și de asta dată se întinsă alături de el. Se îmbrățișara amândoi în aceeași clipă cu violență și începuseră să se sărute. El scoase într-o vreme un soi de muget, parcă de părăsire, o scăpă din mâini și începu să o muște de șoldurile ei încă prin arcuite. Iar râdea, chicotea, cu un glas inocent, dar puțin tremurător, și îl împingea să se dea la o parte, să o lase, dar fără convingere. Ștefane!" zise ea iarăși înspăimântată și se ridică într-un cot cu fața spre micul deal al grădinii. Se înveli cu gesturile hotărâte și spontane care ne rămân multă vreme neatinse, de ceea ce ni se întâmplă. Se face ziua, murmură ea. Unde vezi tu? Mai e până la ziua. Într-adevăr, o lumină stranie începuse să lucească pe satul adormit și care era parca a pământului, a salcâmilor și a ierburilor, străină de cerul îndepărtat. Nu era lumina de ziua de care se temea ea, albastră, spălăcită, care vestește zorile. Să știi că mi-e frică să nu mă vadă cineva, dacă mă prinde dimineața pe aici și mă întorc singură acasă, pe ulițe, zise ea. Ai grijă! Nicio o grijă, murmură el cu răsuflarea încărcată și se îmbrățișară iar tăvălind iarba. Într-un târziu, ea rămase nemișcată cu fața în sus, în timp ce doar mâinile îi se înfigeau în numerii lui și rar trupul ei, avea o țâșnire care îl ridica pe el în sus cât era de greu. Nici gemete, nici șoapte nu ieșeau din gurile lor, ci li se auzea doar respirația înăbușită, egală și trează. Ea chiar încetă curând orice mișcare și întinsă brațele în lături, ai fi zis că nu i se mai întâmpla nimic, dar nu-l gonea din pricina asta pe el. Ar fi putut să stea astfel ceasuri întregi. Peste ei, cântarea a doua oară cocoșii, în timp ce pe cerul înalt se luceau și mai tare stelele, gonind cu lumina lor de pietre vinete, lumina albicioasă care acoperea asemeni unei cețe misterioase, satul prăbușit în somn. Deodată amândoi, întâi el, apoi după el și ea, scoaseră strigăte de uluire. Se agățară unul de altul, ea se arcui de la pământ de câteva ori tremurând și murmură cu un glas care îi cerea lui parcă să o apere de ceea ce simțea pentru întâia oară. Ștefane! Ștefane! Și fețele lor se striviră una de alta ca într-un chin îndelung care cerea unul de la celălalt eliberarea. Închiseră ochii, și rămaseră îmbrățișați cu obrazurile lipite și parcă uitate, în timp ce găina de care se temea ea apăruse ca o spuză de lumini la marginea cerului. Într-un târziu, el ridică fruntea, apoi se ridică în capul oaselor. Mai e nițel și se face ziua, îi șopti cu un glas de țăran, care își trezește cu grijă tânăra lui muiere, la care ține atât încât ar dori din tot sufletul socruțe de treburi, dar n-are încotro și trebuie să o ia la deal, fiindcă îi așteaptă porumbul și îi așteaptă grâul. Ei și, zise ea deodată, nepăsătoare, sunt pe locul meu și stau pe el cât vreau. Ștefane, continuă ea, cu un glas care parcă ar fi glumit, să nu mă uiți. Știu că te duci de tot, și că nu o să te mai întorci în sat. Și când ți-o fi bine, nu o să te mai gândești la mine. Dar parcă gândește-te și tu când ți-o fi rău și adu-ți aminte că... Se opri și chicotii. Nu mai vrea să-i spună gândul ei. Asta înseamnă că îmi dorești răul? Zise el. Aha! Te lauzi, ești o fricoasă. Dacă nu plecam, în viața ta n-ai fie și noaptea cu mine în grădina asta. Și tu ești un fricos. De ce nu-mi spui că te duci la București și când ți-o fi bine, o să mă chemi? Îți spun, zise el. Când mi-o fi bine, te chem. Dar mă aștepți? Te aștept doi ani, zise ea gânditoare. Se vedea că mai dinainte îi dăduse ea acest termen. Pe urmă zise nu te mai aștept. Mă mărit, mă. Și a avut în clipa aceea în glas o bucurie care era parcă o promisiune pentru el. Așa ar trebui să facem, zise și el pe gânduri. Tu să mă aștepți, eu să te chem. Dar cine poate ști ce o să ni se întâmple? Mă duc la București și îți spun că atunci când o să-mi fie bine, o să te chem și dacă nu o să-mi fie bine. Înseamnă că nici pe tine nu o să pot să te chem. Așa e, zise ea. Ce rost ar avea? Ar avea un rost, zise el dibuind. N-ar avea niciun rost, Ștefane, spuse ea foarte hotărâtă. Ce să fac eu pentru tine la București? Numai aici putea să facă, însemna glasul ei și anume să-l aștepte doi ani, că ăsta era chiar timpul în care și Vasile acela, care stătuse și el lângă ea la horă de un an, avea să-și facă armata și să se întoarcă în sat. Era o potrivire de care putea fi învinuită. Nu era oare timpul ei să fie aleasă de doi flăcăi? Oricât ar fi fost ea fata Radei, al cărei nume după bărbat era adesea uitat și îi se spunea că rămida, cea mai săracă din sat, ce rost are o muiere dacă nu poate să facă nimic pentru un bărbat? Mai bine să stea nemăritată. Și dacă eu aș rămâne în sat, ce-ai face Ioana? Aș munci, mă. Bine, ai munci, dar ce ți-ar plăcea ție să fiu eu în sat? Să fii și tu învățător. Ce, n-ar fi frumos? ce aș face copii pe care i-am dat pe toți la liceu până ar ajunge oameni mari. Avea o nostalgie în glas, ca și când și-ar fi dat seama chiar în clipa aceea că chiar și așa, chiar cu un astfel de vis împlinit, ei doi ar fi rămas oameni mici. El nu-i răspunse și ar fi putut măcar prin cuvinte dacă nu prin tot gândul să-i spună că ar fi fost într-adevăr frumos să se întâmple așa și se explice că totuși nu se putea, fiindcă el n-avea studiile terminate și nici nu le putea termina, fiindcă n-avea cu ce. Dar el tăcea. În ce punct se oprise gândirea lui și se despărțise de a ei? Să ajungă oameni mari, parcă mârâi el. Da, Ștefane, Oameni mari, repetă el și deodată rosti parcă absent. Pe ce te bazezi? Cum pe ce mă bazez? Se miră ea. Ileana Ruiu, învățătoarea aia din Surdulești, care a stat pe aici vreo doi ani. Are un frate care tot așa nu și-a terminat liceul și n-a mai putut nici ea să-l mai susțină, dar a fost numit învățător și așa și nici nu e ca tine, E un zăpăcit. Fata se opri, așteptând. Dar el tot nu-i răspunse. Ea însă era senină, și în glasul, și în gândurile ei, fiindcă în clipele următoare, când el ieși din tăcerea lui și drept răspuns, o întinse iar pe spate și o dezveli, ea nu se opuse. Nu zise nimic. și îl om brațe, ca și când el ar fi continuat să fie alături de ea, ca și când i-ar fi răspuns că da, așa va face. Se va strădui să îi împlinească în cei doi ani cât avea să-l aștepte acel vis care era atât de frumos și atât de aproape de ea. Da, era aproape. Îl ținea chiar în brațe și dacă n-ar fi fost nicio speranță în tot ce gândea ea, ar strânge-o el atât de tare și ar săruta-o atât de mult pe gură încât îi tăiară suflarea și pe ochi de era aproape să orbească. Totuși, nu-și pierdu atât de tare capul, încât să nu vadă uitându-se într-o parte pe cer că se apropie zorile și că trebuia, îndată ce el avea să se desprindă de ea, să se ridice negreșit și să plece. Era pe locul ei, cum spusese mai înainte, dar prea departe de casă să nu înțeleagă cel care ar fi văzut-o plecând la un astfel de ceas al dimineții, ce ispravă făcuse ea în noaptea aceea pe acel loc. Se înveli brusc și de asta dată nu mai pierdu atât de mult timp până își drese părul și se îmbrobodi. Totuși nu pleca. Își luase obraji în palme cu acea mișcare de mângâiere pe care o avem când ne ard, ca și când am dori astfel să-i potolim, și stătea iar nemișcată. Se simțea, acum când trebuia să se despartă de el, copleșită, dar nu de păreri de rău, ci de gânduri senine și încrezătoare, care chiar dacă o apăsau puțin, puterea inimii la anii ei era atât de mare încât putea crede că și răul era spre bine. Ei și ce? Dacă ți era dat să-l trăiești, n-aveai încotro. Pe această lume bucuria și suferința sunt împărțite și schimbătoare. Nu se poate să aibă cineva tot binele sau tot răul. Asta nu s-a văzut. Cei bogați au grijile lor negre pentru averea lor, cei săraci uită mai ușor de ei, doborâți de povara muncii și când vremurile sunt bune și ies și ei la porțile lor mici, Speranța care li se citește pe chipuri e mare și curată. Dovadă ea, care era atât de săracă. O iubeau doi flăcăi și dacă în anii care aveau să vie va trebui să și pătimească, amintirea acestei nopți o să o ajute să mai și surâdă. Și unde era scris că partea ei va fi cea rea? În clipa aceea, de pe o uliță îndepărtată a satului, cineva, un flăcău întârziat care se întorcea și el acasă, tot așa dintr-o grădină, începu să cânte din foiță. Era pe semne foiță de Leandru, care nu plesnea fiindcă se urca în noapte cu mare putere, în timp ce de sub țipătul ei înalt răzbătea o nostalgie sfâșietoare dar întreruptă și reluată cu o forță sporită. Tăcerea nopții întârziate năvălea parcă asupra cântecului și parcă vroia să-l înăbușe. Flăcăul nu era fericit. Sau era copleșit de o fericire prea grea, amenințat de o temere obscură. Cântecul lui se pierdu în depărtare și nu se mai auzi când se stinse. Fu acoperit de cel al cocoșilor, care de astă dată izbucniră fără răgușeala adâncă dinainte de miezul nopții. Țipau și ei, se făcea ziua. Trebuie să pleci, Ștefane, șopti Ioana hotărâtă. Mergi cu mine, dar nu alături. Mergi mai în urmă și ține și tu capul în jos dacă te întâlnești cu cineva așa cum mă îmbrobodesc eu, continuă ea dezbrobodindu-se și acoperindu-și apoi obrazul, așa cum fac muierile, legându-se sub bărbie și nu la spate, nu mă cunoaște nimeni, dar pe tine te cunoaște că ai părul mare. Când ajungem la răspântie la bibina, rămâi în urmă și mă lași. Să ajungi bine la București, Ștefane, chiar dacă din pricina asta, o să mă uiți. Continuă ea, și glasul îi tremura vizibil de emoție sau poate de răcoarea dimineții. Poate nu mă uiți să ajungi, om mare, fiindcă am ghicit eu, de-aia nu vrei să mă iei cu tine, fiindcă vrei să ajungi mare să ajungi. Îți urez, na. Dar dacă nu ajungi, întoarce-te, Ștefane. Eu am să te aștept. Și se ridică și o spre poartă, fără să se grăbească, dar și fără să se mai uită înapoi. El o urmă de aproape, în tăcere. Nu-și mai spuseră niciun cuvânt, și la răspântia despre care pomenise ea, el se opri și o urmări nemișcat până ce silueta ei subțire coti deodată pe o uliță și nu se mai văzut.